Bun găsit la interviurile HONews de la distanță. Sunt Claudia Prvoiu, iar invitatul meu este Dumitru Chisăliță, expert în domeniul gazelor și președintele Asociației Energia Inteligentă. Vom vorbi despre cum putem alege cea mai bună ofertă de furnizare a gazelor în condițiile în care de pe 1 iulie piața se liberalizează. Și vom vorbi despre cum putem negocia cu furnizorii pentru a obține cea mai bună ofertă. Domnule Chisăliță, mulți încă nu știu ce înseamnă liberalizarea pieței gazelor și nu au încredere în ofertele pe care le primesc de la furnizori. Se tem că ar putea fi păcăliți și peste câteva luni ar putea să plătească facturi mai mari decât cele din prezent. Cum este justificată această teamă, având în vedere că este un lucru nou și nici nu au existat campanii de informare a populației despre ceea ce înseamnă liberalizare. Doar dumneavoastră, cu asociația pe care o conduceți, ați încercat să informați consumatorii ducând o campanie. În rest, din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, din partea furnizorilor, nu am văzut nimic. De ce credeți că este acest dezinteres din partea acestora în ceea ce privește consumatorii de gaz? Din păcate, într-adevăr, 1 iulie va fi un moment important pentru piața de gaze naturale. Practic toți consumatorii, și vorbim aici de 3,4 milioane de gospodării care urmează să treacă dintr-un regim reglementat într-un regim liber, adică fiecare să-și ia soarta mâini și de acum să-și negocieze propriile prețuri, propriile clauze contractuale. În ceea ce privește faptul că nu există o campanie de informare, este nu doar surprinzător, este chiar, aș spune, cu încălcarea unor tratate internaționale care au fost semnate în 2012, pentru că piața gazelor naturale sau liberalizarea pieței gaze naturale avea două anexe, ca și anexe la tratatul care a stabilit acest lucru. Era vorba de anexa privind dereglementarea prețului, care s-a urmat pas cu pas, și anexa numărul 2, care însemnau circa 40 de programe, campanii, de informare a consumatorilor casnici și non-casnici privind această liberalizare a prețului. Din păcate, aceste campanii nu s-au derulat, deși au fost prevăzute fonduri, deși au fost prevăzute în aceste tratate internaționale semnate cu Banca Mondială, FMI și Uniunea Europeană, și ne găsim acum, cu 15 zile înainte de marea liberalizare, în această situație pe care ați descris-o foarte bine. Cel mai des sentiment care îl găsim la nivelul consumatorului este confuzia, este frica, este respingerea pur și simplu a acestui subiect, ca și când el n-ar exista. Din păcate, el există și, din păcate, el poate să aducă elemente neplăcute la nivelul consumatorului de gaz, nu neapărat în sistarea, deci pericolul mare, sau aș spune că chiar nu se pune problema existenței unui pericol de sistare a furnizării gaze naturale, cât de plata unor facturi care să nu fie în concordanță cu o serie de cu un preț corect. Noi această campanie am început-o de 5 ani de zile, suntem în al 5-lea an de caravană preț corect la gaze. Am reușit să ne întâlnim cu circa 2000 de consumatori față în față. Am reușit să venim cu niște instruiri, dar bineînțeles foarte, foarte puțin pentru ceea ce înseamnă marea liberalizare care cuprinde peste 3,4 milioane de gospodării. Am primit o întrebări din partea cititorilor, cumva sunt reprezentative pentru ceea ce înseamnă consumatorul român de gaze. Și aș dori să ne focusăm pe ele, pentru că oamenii chiar doresc să afle cum ar putea să își aleagă oferta cea mai bună. O întrebare. Contează ce furnizor de gaze alegem? Întreabă un cititor și aș mai corela cu o întrebare aici a altui cititor care spune că a primit în plic oferte de prelungire de la actualul furnizor de gaze la un tarif cu doar 0,2% mai mic decât cel actual. Cititorul spune că a trimis mail-uri la Engie și la Enel solicitând ofertă pentru furnizare de gaze. Dar ambii furnizori i-au cerut să semneze contractul fără niciun fel de negociere. Deci cum ar putea un consumator de gaze să-și aleagă un furnizor? În primul și în primul rând, eu aș pleca cu un element de început care, din păcate, este destul de puțin înțeles. Și anume, aș pleca de la ideea că conductele de transport, conductele de distribuție, conductele prin care gazele naturale ajung la consumatorul final sunt bunuri de interes public. Asta înseamnă că le poate utiliza absolut oricine.
orice consumator, orice furnizor, singura condiție este să plătească o taxă în acest sens. În acest punct de vedere, este foarte important de înțeles că plecarea de la un furnizor la altul nu înseamnă construcția unei alte conducte sau debranșarea de la conductele existente. Conductele sunt aceleași, sunt bunuri publice, toată lumea poate să circule gazul pe ele și ca atare este vorba doar de a schimba cel care îți aduce acasă marfa, respectiv gazul natural. Din acest punct de vedere, interschimbabilitatea furnizorilor nu este deloc o problemă tehnică, nu este deloc o problemă dificilă, nu este deloc o problemă grea. Sub aspectul siguranței schimbării furnizorilor, adică încrederii pentru alți furnizori, acest element este justificat, pentru că în momentul în care nu cunoști un partener nou, e justificat să ai anumite temeri. Dar aș dori să precizez că în România, singurii care au voie să vândă gaz naturale sunt furnizorii licențiați de ANR. Asta înseamnă că ei trec printr-o verificare prealabilă, atât din punct de vedere al capacității tehnice, al personalului, al modului de a achiziționa gaze naturale și, nu în ultimul rând, o bonitate financiară, adică sunt verificați în permanență ca să aibă această bonitate financiară, de așa natură încât să nu rămână în situația de a nu avea gaze naturale. Din acest punct de vedere, practic, este necesar ca fiecare consumator să încerce și recomandarea mea este să încerce inițial să discute cu furnizorul existent pentru că se cunosc deja, pentru că există o legătură. Această discuție ar trebui să plece, în a se obține un preț, să spunem, corect la gaze și noi am dat o serie de indicații în acest sens pentru fiecare localitate din țară, pentru fiecare operator de furnizare gaze naturale către populație. Și în situația în care furnizorul existent, furnizorul care îl are în momentul de față, nu acceptă, nu dorește să stea de vorbă, nu vrea să discute cu clientul, atunci să se îndrepte către comparatorul ANR, din păcate singurul instrument existent în momentul de față pe piață, și de acolo să încerce să își ordoneze strict pentru orașul lui, care este cel mai bun preț care îl are un furnizor. În funcție de această ordonare, în funcție de cel mai bun preț, se discute cu acel furnizor posibilitatea încheierii unui contract. În ceea ce privește comportamentul unor consumatori, așa cum se referea unul dintre cititorii noastre, da, din păcate, un furnizor mare, un furnizor care are 1,7 milioane de gospodării în portofoliu, la momentul ăsta, deci astăzi, tinde să nu dea foarte mare importanță unuia sau altuia dintre consumatori. Este un comportament clasic pentru giganții, să spunem, de pe orice piață. Exact asta, aici voiam să ajung că un alt cititor spune, legat de cum ar putea să negocieze cu un furnizor, întreabă așa, ce ar trebui să-i spună furnizorului să-l dea pe spate și acesta să reducă prețul? Mă rog, cu datul pe spate nu știu ce ar putea să-i spună, dar din punct de vedere al comportamentului consider că e bine să vină și să ceară un discount față de prețul existent sau să ceară un preț mai bun și încă o dată noi am venit cu niște prețuri recomandate, orientative, în jurul căruia să se poată purta niște discuții, negocieri. Iar în situația în care furnizorul refuză și nu vrea să discute cu el, singura abordare care mai rămâne este să se îndrepte către alți furnizori. Până la urmă, un singur furnizor, un singur consumator, e greu de crezut că o să poată să convingă, repet, un furnizor care are 1,7 milioane de consumatori să-i schimbe comportament. Dacă am discutat de 100.000, de 200.000 de consumatori care avea această atitudine, sunt convins că și furnizorul și-ar schimba această atitudine. Dacă discutăm doar de o picătură așa de ploaie într-un ocean, e greu de crezut că acest furnizor își va schimba comportamentul. Deci, recomandarea mea este să încercăm în prima fază cu furnizorul existent, să avem să punem această presiune, dacă vreți, ca ei să înceapă să-și modifice comportamentul și dacă nu reușim să ne îndreptăm către alți furnizori. Trebuie să înțelegem că furnizorii existenți sunt furnizori pe piața României de 15 ani, iar cota lor de piață, practic, n-a suferit modificări semnificative. Adică ei s-au obișnuit într-un duopol pe această piață a gazelor naturale, s-au obișnuit cu un număr foarte mare și cu o inflexibilitate în ceea ce privește modificarea cotei de piață. Și atunci, din acest punct de vedere, comportamentul lor de marketing este un comportament caracteristic pentru astfel de situații. Singurul mod de a schimba comportamentul este ca noi să reacționăm, noi ca și consumatori. Întreabă cineva, are mai multe întrebări, de fapt.
Ce credeți că trebuie să urmărească cu adevărat o persoană în alegerea furnizorului? Întreabă prețul de furnizare fără alte taxe, prețul final, valabilitatea prețului, mulți ofertează gaze vara, urmând ca la iarnă să crească prețul, prețul e garantat 3 luni, experiența în piață, deci ce anume? O să încep cu ultima întrebare. Experiența în piață, cam toți furnizorii care sunt în momentul de față pe piață sunt furnizori care activează deja de câteva ani. Asta înseamnă că există un istoric minim din această perspectivă și pot să spun că pe piața de gaze naturale n-au existat probleme deosebite, insolvențe, falimente și atunci, până la urmă, experiența putea să spunem că este similară la furnizorii care există. Deci mai puțin poți să vorbești de experiență. Din perspectiva celorlalte întrebări, prețul este un element foarte important în urmărirea, hai să zicem, a diferențierii între oferte, pentru că prețul este cel care se va reflecta în costul cu gaze naturale și ulterior în bugetul familiei. Din acest punct de vedere, prețul este în centrul atenției pe care trebuie să aibă un consumator. Acum, din punct de vedere al prețului, trebuie să înțelegem, o să pun acum încă un grafic pe ecran, trebuie să înțelegem că acest preț are mai multe componente. Este prețul mărfii, prețul materiei prime, este preț sau sunt costurile de transport, costuri de distribuție, este adausul pe care și-l pune furnizorul, acea marjă comercială pe care o are, și respectiv ajungem la prețul final. Deci ceea ce contează până la urmă este prețul final, cel pe care consumatorul va plăti efectiv. Dar având în vedere că prețul final este direct proporțional cu tariful de distribuție care este specific pentru fiecare localitate în parte, nu putem să comparăm prețurile finale la nivelul diversilor furnizori decât dacă furnizorul precizează explicit că este pentru localitatea în care avem noi locul de consum. Dacă nu există această precizare, nu putem să facem această comparație. Și atunci ar trebui să mergem și să comparăm costul gazelor naturale sau prețul marfă, eventual plus tariful de transport, care ar trebui să fie similar la nivelul tuturor furnizorilor. Deci recomandarea mea este, dacă nu avem posibilitatea să comparăm prețurile gazelor naturale pentru aceeași localitate, atunci să facem comparația la nivelul preț marfă plus servicii de transport. În același timp, trebuie să avem în vedere că există acest adaus comercial, dar pe lângă acest adaus comercial, diversi furnizori au introdus în oferte diverse, hai să le spunem, tarife sau abonamente, le-am mai găsit și cu denumirea de abonamente, care toate determină, până la urmă, modificarea prețului final. Deci, în concluzie, un consumator este cel mai bine să urmărească prețul mărfii plus tariful de transport, la care să-și adiționeze costul cu tarifele de distribuție pentru localitatea sa și acestea le găsește fie pe site-ul ANR-ului, fie în comparatorul de preț, fie pe site-ul operatorului de distribuție, să țină seama de alte tarife, abonamente și adausuri ale furnizorului și așa să-și calculeze prețul final. Întreabă un cititor legat de modul în care este compus prețul, dacă furnizorii care au în administrare rețele de distribuție ar trebui să fie mai ieftini. Nu poate să existe un răspuns general la o astfel de întrebare. Din comparatorul de prețuri al ANR-ului, în funcție de ofertele care s-au pus, rezultă că, în general, răspunsul este nu, dar este de la caz la caz acest răspuns. În mod normal ar trebui, într-adevăr, ca acești furnizori, care sunt în general furnizori mici, pentru că sub 100.000 de consumatori nu ești obligat să separe activitatea de furnizare de activitatea de distribuție, deci ele merg la pachet, și tatarii ar trebui să-și securizeze clienții, ar trebui ca, într-adevăr, prețurile să fie mai mici. Dar, încă o dată, este de la caz la caz, nu este un răspuns general. Aici mai sunt cititori care consideră că ofertele pe care le primesc sunt cumva înșelătoare și cineva dă un exemplu cu părinții săi care au primit o ofertă de nerefuzat, zice: astăzi aveți 136 de lei pe factură, noi vă oferim 100 de lei. S-a studiat oferta și a constatat că, de fapt, mai trebuia trecută distribuția, abonamentul, diverse alte chestii.
cum ar trebui să prezinte furnizorii ofertele? Să le prezinte cu prețul total, tot ce este inclus, sau așa cum se întâmplă în cazul ăsta? Normal ar trebui să prezinte cu prețul final, având în vedere că se adresează unui client foarte bine definit. În momentul în care eu primesc acasă o ofertă, deja furnizorul știe unde stau, știe ce sistem de distribuție am, știe care-mi tariful de distribuție și ca atare ar trebui să-mi dea prețul final cu toate costurile, cu abonamente, cu marje comerciale incluse, pentru că mă poate localiza. În situația în care se pune o ofertă pe un site, atunci da, acea ofertă, așa cum vă recomandam, ca să poată să fie comparată, ar trebui să conțină doar prețul mărfii plus costul serviciilor de transport și nu celelalte, având în vedere că pe fiecare localitate este alt tarif de distribuție și atunci nu s-ar putea compara aceste oferte. Dar în momentul în care eu primesc la mine acasă, deja distribuitorul știe unde a trimis acea ofertă și ar trebui să aibă prețul final, tocmai pentru a nu cădea într-o astfel de capcan. Mai mult, o abordare de genul ăsta, ați spune că e 136 și tu vei plăti doar 100 de lei, se găsește undeva într-o zonă de înșelătorie, chiar dacă nu este neapărat ilegal o astfel de abordare, dar imorală este. Cumva cineva bine informat ar putea să-și dea seama că este vorba de că nu este prețul final. Dar sunt mulți oameni mai în vârstă care nu înțeleg lucrul ăsta. Ei, bun, și dacă ar putea să fie trecută cumva la capitolul înșelătorie dintre autoritățile statului, cine ar trebui să ia măsuri? Pentru că observ că, într-adevăr, sunt și cunosc și cazuri personale, persoane care au primit, într-adevăr, așa, și mă întrebau pe mine, ce reprezintă prețul ăsta, fiind mult mai mic decât plătește în prezent? La nivel de competențele le are ANR-ul și Asociația de Autoritatea de Protecție a Consumatorilor. Deci undeva se împart între cele două autorități aceste competențe. Din păcate, probabil, sau din punctul meu de vedere, nu sunt foarte bine delimitate aceste competențe și ca atare, ca în orice situație, când doi se bat, sau mă rog, doi nu fac nimic, al treilea câștigă. În mod normal, repet, probabil că una dintre cele două autorități ar trebui să tranșeze și să își asume aceste, hai să zicem, corecții sau această supraveghere a pieții din punct de vedere a protecției consumatorului. Și atunci probabil că nici furnizorii nu ar fi tentați să mai facă astfel de ofertă. De asemenea, noi am recomandat de mai mult timp înființarea unei societăți care să urmărească și să lămurească eventualele litigii fără să se ajungă în instanță. O astfel de sal există în domeniul bancar și ea este prevăzută atât în legislația românească cât și în legislația europeană. Tocmai cu scopul de a veni în interesul consumatorilor, mai ales a consumatorilor clienți casnici, care nu au o capacitate deosebit de mare de a se informa. O astfel de entitate ar putea să soluționeze amiabil și fără costuri litigiile și chiar ar putea să prevină astfel de situații, având niște obiective strict în această zonă de prevenire și de rezolvare amiabilă a unor litigi. Trebuie un cititor. De ce trebuie să accepte liberalizarea ca și client casnic? Întreabă cum ar fi un beneficiu consumatorului casnic, considerând că nu este. Și aici ce mai întreabă? Din păcate, ar fi câștigă din liberalizare. Asta e întrebarea. Din păcate, sau mă rog, din fericire, nu contează. Ideea este că legile existente în momentul de față în România stabilesc că la 1 iulie 2020 piața de gaze să fie liberalizată în totalitate. Deci legea este în vigoare, urmează să fie pusă în aplicare, ca atare trebuie să o acceptăm și să încercăm să obținem ce-i bun din ea. Vreau să precizez de la început că liberalizarea are părți bune și părți rele. Nu există doar lapte și miere în urma liberalizării. Și totul, mă rog, depinde de modul în care, într-adevăr, competiția apare. Dacă va apărea o competiție pe piața de gaze naturale, dacă va apărea o confruntare între consumatori și furnizori, beneficiul va exista și va fi important. Dacă aceste lucruri nu există, atunci, din păcate, consumatorii final vor fi niște pierdanți. Pe asta, altcineva spune că liberalizarea înseamnă măriri de prețuri, de fapt. Păi, eu aș merge la o analiză ce am făcut-o și am și publicat-o săptămâna aceasta, un studiu
privind ce se întâmplă pe piață în momentul de față, respectiv care sunt prețurile finale actuale, respectiv prețurile ofertate. Este vorba de acei furnizori care furnizează gaze naturale către populație în distribuțiile lor și prețul este final, adică are toate elementele incluse, bineînțeles mai puțin TVA-ul. Și vedem că sunt societăți comerciale care vin cu un preț mai mare decât prețul existent în momentul de față, la fel cum sunt societăți comerciale care vin cu un preț mai mic decât prețul care există în momentul de față. Repet, acesta este prețul exclusiv pentru localitățile unde acest operator activează ca și distribuitor. Per total, dacă am face o medie al tuturor acestor elemente, concluzia este că în momentul de față prețul mediu este undeva cu 1% mai mare decât prețul actual. Deci asta este concluzia pe baza acestor date. Dar eu sper ca să apară o a treia ofertă, pentru că legea obligă pe furnizorii de gaze care vând gaze populației în momentul de față să pună la dispoziția consumatorului și o ofertă în luna iunie. Și sper că oferta a lunii iunie să se găsească sub aceste niveluri care au fost date luna mai. Un cititor întreabă cum vor sta lucrurile începând cu luna iulie și el aici dă niște cifre. Zice, prețul de achiziție pentru furnizor pentru luna iulie este între 26 și 30 de lei pe megawatt. Există o cantitate foarte mare de gaz scoasă la vânzare, iarna fiind foarte blândă, depozitele fiind pline, iar pentru trimestrul 3, cotația la Bursa Davina este acum de 6,39 de euro, între 6,39 de euro și 30 megawatt. Oferta primită de el, spune, de la furnizorul actual, este de 96,68 de lei pe megawatt, ceea ce îi se pare nerealist. De 3 ori mai mare față de prețul de cumpărare a gazului de la producător, spune. A făcut 3 cereri către furnizori să justifice tariful oferit și i s-a răspuns o singură dată că acesta e tariful și atât. Da, deci și opinia studiului pe care l-am publicat este exact aceeași. Faptul că mulți furnizori pun pe piață la nivelul prețului marfă un preț mai mare decât prețul corect, să-i spunem. Și în tabelul 2 pe care îl vedeți acum pe imagine, exact acest lucru se poate evidenția. Faptul că sunt furnizori care cumpără gaze naturale la 68, 79, 73 de lei, adică undeva unde ne găsim într-un preț corect, inclusiv din aprecierea mea, ținând seama de diferențele vară-iarnă, ținând seama de înmagazinări, ținând seama de o marjă satisfăcătoare pentru furnizor, dar sunt alții care vedem 96-98, cât a spus cititorul noastră, dar chiar și valori mult mai mari, 156-152 de lei pe megawatt. Considerentele și ale noastre sunt că prețul la nivelul ofertat fără tarife de transport și distribuție este unul ridicat, care poate să ascundă mai multe elemente. O marjă comercială foarte mare poate să ascundă, să zicem, niște pierderi care furnizorul le-a acumulat în anul acesta sau în anii anterior de pe piața casnică sau de piața non-casnică și acum se decontează la nivelul consumatorului final, sau poate să ascundă și alte lucruri care, mă rog, nu le putem identifica noi în momentul de față. Tocmai de aceea, în tabelul numărul 3 din studiul pe care l-am publicat, am venit cu acest preț final orientativ, care l-am compus foarte simplu, luând ofertele cele mai mici care există în momentul de față la nivelul achiziției de gaze pe piață și adunând tarifele de transport și distribuție pe care fiecare furnizor le-a publicat pe site-ul ANR-ului. Atunci am obținut un preț orientativ care ar trebui să fie prețul de pornire a negocierii între consumator și furnizorul final. Bineînțeles, dacă furnizorul final nu dorește să facă o astfel de negociere, singurul lucru care rămâne la nivelul consumatorului este să se adreseze unui alt furnizor. Da, observ că sunt diferențe foarte mari între ce prezentați dumneavoastră aici ca preț de negociere, cum ar trebui să arate un preț de negociere și cele care sunt cuprinse în ofertele trimise către consumatori. Ceea ce ar putea să ne ducă gândul la faptul că, într-adevăr, se profită de situație în momentul acesta.
Din păcate, și considerentele noastre sunt aceleași și tocmai de aceea am început această campanie și am început atât de devreme, repet, în urmă cu 5 ani de zile, pentru a informa clienții, pentru a determina clienții să reacționeze. În altă ordine de idei, până la urmă este un lucru nu normal, dar care se întâmplă, o piață în care furnizorul sau, mă rog, vânzătorul știe mult mai multe despre produsul pe care îl vinde, poate să beneficieze de niște adausuri, de niște marje comerciale foarte mari, dacă interlocutorul lor, cumpărătorul, nu este la fel de bine pregătit. Consumatorii pot apela cu încredere la comparatorul de prețuri de pe site-ul ANR, adică sunt cifrele corecte? Din păcate, nu avem nimic altceva în momentul de față și ca atare este singurul instrument pe care îl putem folosi. Eu le atrag atenția la câteva elemente care le-am identificat, le-am semnalat. ANR-ul a promis că le va îmbunătăți, acest comparator. Sper că nu o să o facă după 1 iulie. Și aș enumera câteva dintre acestea. Un element care l-am găsit destul de des, oferta care este pusă pe comparator nu este aceeași cu oferta de pe site. Adică sunt oferte mai mici care sunt puse pe comparator. Automat există tendința consumatorilor de a merge către acest furnizor, de a-l apela, de a semna de multe ori într-o variantă electronică contractul fără să fie atenți și ulterior se pomenesc că prețul final este mai mare decât prețul care e înscris pe comparator. Nu mult mai mare, dar am găsit 2 lei, 3 lei diferențe de preț în plus. Adică de cele mai multe ori am găsit și o situație care era în minus, dar de cele mai multe erau în plus. Deci acesta este un element care, din nou, e un pic, în fine, periculos și oamenii se îndreaptă cu încredere către ANR că este instituția statului, este instituția care trebuie să-i protejeze, instituția care garantează funcționarea pieței și după aceea acest instrument poate să fie folosit ca un element de manevră și de a se obține, de a se semna sau de a se ajunge la un preț mai mare într-un contract decât scrie pe comparatorul de preț. Alte elemente care le-am găsit în comparator și care nu sunt în concordanță cu modul corect de a atrage consumatorii sunt elemente legate de perioadă. Sunt foarte multe oferte care sunt puse pe comparator și se spun perioadă de un an de zile sau, mă rog, nedeterminată, asta însemnând cel puțin un an de zile, dar în momentul în care ajungi la ofertă, constați că, de fapt, este doar pentru 3 luni acel preț și după 3 luni nu știi ce se întâmplă mai departe cu prețul respectiv. Alte elemente care le-am descoperit sunt vis-a-vis de perioada de plată. Adică pe comparator, să zicem, am găsit o perioadă mai mare de 30 de zile, dar în oferta care se găsea pe site-ul furnizorului erau 15 zile sau, mă rog, alte perioade. Acestea sunt elementele cele mai frecvente și concrete care se găsesc pe comparator și care nu sunt normal să fie, pentru că lumea se îndreaptă cu încredere către comparator, mai este că este comparator oficial al statului român prin ANR și, de fapt, unii îl folosesc ca un mijloc speculativ pentru a vinde niște gaze mai scumpe, de fapt, decât prețul pus pe comparator. Mai este un cititor foarte supraș cu acesta încheie. Zice că a sunat la compania care livrează gazul undeva în județul Ilfov și s-a răspuns pe un ton răstit că dacă vrea negociere poate migra la o altă firmă din Dobrogea. Zice el, este o farsă sinistră această zisă liberalizare, farsă în care ANR își bate joc de noi toți. Ce poate face în asemenea situație dacă este tratat în acest fel de compania, de furnizorul cu care dorește să discute și poate să facă o plângere undeva sau ce atitudine trebuie să aibă consumatorul în astfel de situații? Plângere probabil că poate să facă către administratorul societății și în urma acestei plângeri să fie anumite, nu știu, proceduri interne de sancționare a operatorului care a avut o astfel de reacție, dar mă îndoiesc că în afară de o astfel de situație are alt câștig de cauză. Cred că trebuie să urmeze sfatul, adică să-și caute un alt furnizor, nu din Dobrogea, pentru că în Dobrogea, din păcate, sunt doar 2 furnizori, sau mă rog, 3 furnizori, dacă ne uităm un pic mai atent, dar sunt 130 de furnizori licențiați, 80 sunt foarte activi pe piața din România și sunt mulți furnizori care au oferte atractive,
care pot să care pot să contracteze achiziția de gaze naturale. Și o recomandare în același sens, cu astfel de atitudini, probabil că nici anul viitor, nici peste 2 ani de zile, nici peste 3 ani de zile, respectivul furnizor nu îi va trata altfel pe client și atunci probabil ca să-și dea seama într-adevăr de modul anormal de lucru, e nevoie ca să piardă un număr important de clienți. De fapt, cea mai mare pierdere pentru un furnizor este momentul în care îi pleacă clienții. Acesta este indicatorul cel mai corect vis-a-vis de aprobarea sau vis-a-vis de contestarea unui furnizor. Pierderea cotei de piață. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații și vă mai așteptăm pe la noi.